Semnele vremurilor sunt aici și sunt evidente. Trăim zile apocaliptice, dar nimeni nu vorbește despre asta. Răutatea și indiferența au atins cote alarmante, iar România este martora unor catastrofe naturale care ne amintesc cât de mult ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Inundațiile recente nu sunt doar fenomene naturale, ci semne clare ale unei lumi care a uitat să-L cinstească pe Creatorul Său. Opriți-vă pentru un moment și priviți în jur. Vedeți suferința? Vedeți lacrimile oamenilor? E timpul să deschidem ochii și să realizăm că Dumnezeu ne arată consecințele păcatului nostru. Nu putem continua să ignorăm. Ai uitat de El? Dacă simți că mai ai o fărâmă de credință, te îndemn să trimiți acest mesaj mai departe. Împreună putem salva sufletele pierdute și să reamintim lumii de puterea mântuitoare a lui Dumnezeu. Scrie în comentarii: Doamne, iartă-ne și protejează-ne de tot răul și să ne întoarcem la adevărata credință până nu va fi prea târziu. Inundațiile devastatoare care au afectat recent România par să fie mai mult decât fenomene naturale. Ele ne aduc aminte de avertismentele Bibliei despre vremurile de pe urmă și semnele care ne vor arăta apropierea celei de-a doua veniri a lui Isus. Dar oare le vedem? Suntem pregătiți pentru ceea ce urmează? Alătură-te în acest video și descoperă cum aceste evenimente sunt legate de profețiile biblice. În ultimele zile, ploile abundente au provocat inundații devastatoare în multe părți ale României. Case distruse, drumuri blocate și vieți schimbate pentru totdeauna. Dar dacă aceste fenomene naturale nu sunt doar coincidențe, ce dacă aceste inundații sunt un semn al timpului care se apropie? Biblia ne avertizează clar că înainte de revenirea lui Isus Hristos vor exista semne pe cer și pe pământ. Oamenii vor fi luați prin surprindere, iar mulți dintre noi nu vom recunoaște aceste semne, deși sunt chiar sub ochii noștri. O lume plină de răutate. În Isaia 5:20, Dumnezeu ne avertizează: Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina este întuneric, care dau amărăciunea în locul dulcelui și dulcele în locul amărăciunii. Oare nu aceasta este lumea noastră astăzi? O lume în care adevărul este distorsionat și înlocuit cu minciuni? O lume în care răutatea este considerată acceptabilă, iar bunătatea este văzută ca un semn de slăbiciune? Răutatea nu mai este un fenomen izolat. Ea a devenit parte integrantă din cine suntem. Ne urâm unii pe alții, ne înșelăm, ne trădăm, iar păcatul ne domină în toate aspectele vieții. Am ajuns într-un punct în care Dumnezeu, în dreptatea Sa, poate să ne întoarcă spatele. În Geneza 6:5, înainte de potopul lui Noe, se spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Istoria se repetă. Ne aflăm din nou într-o lume plină de răutate, unde Dumnezeu privește cu durere creația Sa și vede că răul a înlocuit binele. În Evanghelia după Matei 24:37 până 39, Iisus ne avertizează: Cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Căci așa cum era în zilele dinaintea potopului, mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când Noe a intrat în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Astăzi, la fel ca în zilele lui Noe, semnele sunt peste tot în jurul nostru. Dezastre naturale din ce în ce mai dese, conflicte mondiale și o societate care se îndepărtează de valorile divine. Inundațiile din România sunt un alt memento că timpul se scurge și că Mântuitorul nostru se va întoarce curând. Însă întrebarea rămâne: suntem pregătiți să-L întâmpinăm? Este momentul să ne deschidem ochii și inimile către aceste semne și să ne apropiem de Dumnezeu. Iisus ne-a lăsat aceste avertismente nu pentru a ne speria, ci pentru a ne pregăti. Să ne rugăm pentru protecție pentru cei afectați și să căutăm să ne întărim credința, pentru că timpul este aproape, întoarcerea Regelui, povestea celei de-a doua veniri a lui Iisus. În inima Bibliei găsim o promisiune măreață, o speranță a tuturor celor care Îl urmează pe Iisus Hristos, a doua Sa venire. Acest eveniment va fi momentul în care El va reveni pentru a încheia istoria umanității, așa cum o știm,
și pentru a instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Dar cum arată această venire și ce spune Biblia despre ea? Un rege care promite să se întoarcă, după ce Iisus Hristos a înviat din morți și a petrecut 40 de zile cu ucenicii săi, El le-a dat o ultimă promisiune. În Faptele Apostolilor 1, 9 la 11, se spune că după ce le-a vorbit ucenicilor, a fost înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. În acel moment, doi îngeri le-au apărut ucenicilor și le-au spus: acest Iisus care a fost luat de la voi în cer, va veni în același fel cum l-ați văzut, mergând la cer. Aceasta a fost prima confirmare divină că Iisus va reveni. Nu va fi o întoarcere tainică, ci una vizibilă, clară, așa cum a fost și înălțarea sa la cer, semnele timpurilor. De-a lungul Bibliei, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, există profeții care descriu ce se va întâmpla înainte de a doua venire a lui Iisus. Una dintre cele mai clare descrieri se găsește în Evanghelia după Matei 24, unde Iisus însuși vorbește despre sfârșitul vremurilor. El avertizează că se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Matei 24, 11, și că veți auzi de războaie și vești de războaie. Matei 24, 6. Apoi el descrie că vor fi cutremure, foamete și ciume în diferite locuri, toate acestea fiind doar începutul durerilor. Matei 24, 8. De asemenea, Iisus le spune ucenicilor că va exista o mare persecuție asupra celor credincioși și că, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Matei 24, 12. În ciuda tuturor acestor lucruri, el le promite că cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Matei 24, 13. Ce? Venirea neașteptată. În multiple pasaje biblice, revenirea lui Iisus este descrisă ca fiind neașteptată, căci după cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Matei 24, 37. Oamenii vor trăi viețile lor, necunoscând iminența acestui eveniment, asemenea celor care au ignorat avertismentele lui Noe înainte de potop. Pavel, în 1 Tesaloniceni 5, 2, 3, folosește imaginea unui hoț care vine pe neașteptate în noapte pentru a descrie cât de surprinzătoare va fi revenirea lui Iisus. Căci voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Deși semnele vremurilor vor fi clare pentru cei care le observă, mulți nu vor fi pregătiți. Pentru cei neatenți, venirea sa va fi un șoc, în slavă și putere. Însă, spre deosebire de prima venire a lui Iisus, când s-a născut într-un staul umil și a venit ca un servitor, a doua venire a sa va fi cu totul diferită. El va veni pe nori cu putere și slavă mare. Matei 24:30. Nu va mai veni ca Mântuitorul suferind, ci ca Regele Regilor și Domnul Domnilor, cu toată puterea cerească în mâinile sale. Apocalipsa 19:11-16 îl descrie pe Iisus călare pe un cal alb, cu o sabie ieșind din gura sa, gata să aducă dreptate. El poartă o haină muiată în sânge și pe coapsa sa este scris Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Aceasta este imaginea triumfală a celui de-al doilea Iisus, un rege care vine să judece și să aducă pace eternă, judecata și împărăția lui Dumnezeu. Când Iisus va reveni, va începe judecata finală. În Matei 25:31-40 și 6, el descrie scena în care toate neamurile vor fi adunate înaintea sa și vor fi despărțite, asemenea oilor de capre. Cei care au făcut voia Tatălui vor fi primiți în împărăția pregătită de la întemeierea lumii. Matei 25:34, iar cei care au respins mesajul său vor fi alungați. Această judecată va fi dreaptă, dar și milostivă, oferindu-le celor credincioși viață veșnică alături de Dumnezeu. Cerul nou și pământul nou, după ce judecata va fi completă și vechiul sistem al lumii va fi distrus, Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou. Apocalipsa 20:1-1. Acest nou început va fi fără păcat, fără suferință, fără moarte. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Apocalipsa 21:4. Semnele ascunse sub ochii noștri, inundațiile și apropierea celei de-a doua veniri a lui Isus. Pământul geme, cerul se închide și se deschide într-un vârtej de furie, iar ploile cad necontenit, spălând tot ce ne-a fost atât de familiar. România, odată o țară de peisaje pașnice și natură bogată, a fost lovită de forțele neîndurătoare ale apei. Apele au invadat casele, au rupt poduri, au înghițit drumuri și au lăsat în urma lor vieți răvășite. Oamenii își privesc casele și tot ceea ce au muncit o viață întreagă, cum dispar într-o clipă. Mame plâng pentru copiii lor, familii întregi sunt aruncate în incertitudine, iar comunități care odată erau unite se luptă acum cu disperarea. Dar să fie toate acestea doar accidente nefericite? Să fie aceste inundații doar rodul unui ciclu natural al vremii sau poate că sunt mai mult decât atât? Dacă aceste catastrofe sunt semne. Semne pe care le ignorăm cu inconștiență. O avertizare a cerului că timpul se apropie. Timpul celei de-a doua veniri a lui Isus. Biblia, această carte sfântă, care ne ghidează de mii de ani, nu ne lasă în întuneric. Ea ne avertizează, iar avertismentele ei sunt mai clare ca niciodată. În Evanghelia după Luca 20:1-25, Iisus Hristos ne spune: vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă, la auzul urletului mării și al valurilor. Oare nu suntem martorii acestor profeții chiar acum, în fața ochilor noștri? Și totuși, câți dintre noi aleg să vadă aceste semne ca avertismente divine? Oamenii, în orbirea lor, trec pe lângă aceste semne ale sfârșitului, într-o lume în care distracția, bogățiile materiale și plăcerile trupești au devenit mai importante decât sufletul, ne pierdem. Astăzi, la fel ca în zilele lui Noe, oamenii își duc viețile fără să realizeze că sfârșitul este aproape. În Matei 24:37-39, Iisus Hristos ne avertizează: cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului, căci așa cum era în zilele dinaintea potopului, mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când Noe a intrat în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Noi suntem acei oameni care mâncăm, bem și ne căutăm distracția, fără să vedem potopul ce se apropie. Suntem pierduți în goana după lucruri pământești, în timp ce cerurile ne oferă semne clare că sfârșitul este aproape. Suntem gata să plătim pentru distracții trecătoare, dar cât suntem dispuși să dăm pentru salvarea sufletelor noastre? Semnele care ne înconjoară. Cei care cunosc scripturile știu că aceste dezastre naturale, fie că sunt cutremure, incendii sau inundații, sunt doar începutul durerilor. Însuși Iisus a spus: vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume în diferite locuri și vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari din cer. Luca 21:11. Vedem toate aceste lucruri întâmplându-se chiar în fața ochilor noștri, iar lumea continuă să le ignore. Suntem martori la pandemii globale, la războaie nesfârșite și la o planetă care se cutremură în fața decăderii umane. Inundațiile din România sunt doar o parte din acest puzzle divin. Oamenii de știință vor vorbi despre schimbările climatice, despre creșterea nivelului apelor și despre dezechilibrul naturii. Dar adevărul este mai profund. Aceste evenimente nu sunt doar rodul naturii, ci o avertizare din partea lui Dumnezeu, o avertizare că Mântuitorul nostru este pe cale să revină. Și când va veni, va fi prea târziu pentru cei care au refuzat să vadă semnele. Timpul este aproape, frica ne cuprinde când vedem distrugerea din jurul nostru, dar oare este aceasta doar o teamă de pierderi materiale? Sau poate adânc în sufletul nostru simțim că se apropie ceva mai mare, ceva inevitabil? Poate că în inima fiecărui om există o frică de sfârșit, o teamă că această lume pe care o cunoaștem se va prăbuși sub propriile păcate. Dar nu trebuie să fie așa. Avem o cale de salvare. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a promis că se va întoarce și că îi va lua pe cei care și-au deschis inimile către El. Dar această promisiune vine cu o cerință: să fim pregătiți. Vegheați dar, căci nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Matei 24:42. Noi nu știm ziua sau ceasul,
El poate veni în orice moment. Iar când va veni, va fi un moment de judecată pentru cei care au refuzat să vadă semnele și să-și pregătească sufletele. O chemare la trezire. Este timpul să ne trezim. Este timpul să vedem aceste inundații, nu doar ca fenomene meteorologice, ci ca un strigăt de trezire. Dumnezeu bate la ușa inimilor noastre și ne spune: ridicați-vă ochii și priviți semnele. Nu vă mai adânciți în păcatul lumii, căci sfârșitul este aproape. El nu dorește să ne pierdem. El ne-a oferit totul pentru salvarea noastră, pe propriul Său Fiu, care a murit pentru noi pe cruce. Înainte de a fi prea târziu, înainte ca judecata să cadă asupra acestui pământ, trebuie să ne deschidem inimile. Să nu mai ignorăm semnele și să ne întoarcem la Dumnezeu cu tot ceea ce avem. Rugăciunea, căința și întărirea credinței sunt singurele arme pe care le avem împotriva dezastrului final. Așa cum inundațiile au venit brusc și au schimbat viețile atâtor oameni într-o clipă, tot așa va fi și a doua venire a lui Isus. Ne va prinde nepregătiți dacă nu veghem. Întrebarea rămâne: vei fi printre cei care vor fi luați sau printre cei care vor fi lăsați în urmă? Întunericul care ne învăluie, a doua venire a lui Isus și judecata de neocolit. Lumea noastră s-a schimbat într-un fel pe care nici măcar cei mai înțelepți nu l-ar fi prevăzut. Păcatul, care odată era văzut ca o rușine, acum este îmbrățișat, deschis, glorificat și promovat. Societatea noastră a devenit un loc unde răul este ridicat la rang de virtute, iar adevărul este îngropat sub munți de minciuni. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, au încetat să mai creadă în milostivirea Sa și au început să-și clădească o lume guvernată de propriile dorințe și ambiții. Ne-am transformat în niște creaturi care nu mai cunosc rușinea. Nu ne mai plecăm genunchii în fața Creatorului nostru, ci ne ridicăm în orgoliul nostru și ne închinăm idolilor pe care ni i-am creat. Bani, putere, plăceri. Am devenit o lume a urii, invidiei și trădării. Răutatea a prins rădăcini adânci în inima fiecăruia dintre noi. Iar acest rău nu mai este ceva ascuns. Este evident și acceptat, chiar promovat. În fiecare zi vedem nedreptate, violență și suferință, dar câți dintre noi mai simțim compasiune? Inimile noastre s-au împietrit. O lume plină de răutate. În Isaia 5:20, Dumnezeu ne avertizează: vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina este întuneric, care dau amărăciunea în locul dulcelui și dulcele în locul amărăciunii. Oare nu aceasta este lumea noastră astăzi? O lume în care adevărul este distorsionat și înlocuit cu minciuni. O lume în care răutatea este considerată acceptabilă, iar bunătatea este văzută ca un semn de slăbiciune. Răutatea nu mai este un fenomen izolat. Ea a devenit parte integrantă din cine suntem. Ne urâm unii pe alții, ne înșelăm, ne trădăm, iar păcatul ne domină în toate aspectele vieții. Am ajuns într-un punct în care Dumnezeu, în dreptatea Sa, poate să ne întoarcă spatele. În Geneza 6:5, înainte de potopul lui Noe, se spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Istoria se repetă. Ne aflăm din nou într-o lume plină de răutate, unde Dumnezeu privește cu durere creația Sa și vede că răul a înlocuit binele. Timp de mii de ani, Dumnezeu ne-a oferit harul Său. De fiecare dată când am păcă, milostenia se apropie de sfârșit. Timp de mii de ani, Dumnezeu ne-a oferit harul Său. De fiecare dată când am păcătuit, El a fost acolo, pregătit să ne ierte. Dar cum putem continua să păcătuim la nesfârșit fără să ne așteptăm la consecințe? În Romani 1:20 și 8:32, Pavel descrie starea unei lumi care l-a respins pe Dumnezeu. Și fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Sunt plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate. Astăzi vedem clar că Dumnezeu ne-a lăsat în voia minții noastre blestemate. Ne-a dat libertatea de a ne croi propriul drum, dar în voia noastră am ales întunericul în locul luminii. Am încetat să mai căutăm harul Său și L-am respins cu fiecare păcat, cu fiecare alegere egoistă. Și acum ne apropiem de un punct fără întoarcere.
Este greu de conceput că Dumnezeu, care este plin de milostivire și îndurare, va ajunge la un punct în care să nu ne mai ierte. Dar acest moment va veni. În 2 Petru 3:9 ni se spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dar această răbdare nu este infinită. Lumea noastră s-a îndepărtat atât de mult de calea cea dreaptă, încât timpul milostivirii divine se apropie de sfârșit. Am fost avertizați de multe ori, dar am ignorat toate semnalele. Astăzi, inundațiile din România nu sunt doar o catastrofă naturală. Ele sunt o oglindă a stării noastre spirituale. Așa cum apele au distrus orașe și sate, tot așa răutatea ne-a distrus inimile și sufletele. Dumnezeu ne-a oferit șanse nesfârșite de a ne întoarce la El, dar am ales din nou și din nou să-L respingem. Judecata finală, o a doua șansă nu va exista. Atunci când Iisus va reveni, va fi un moment de neclintit. O judecată dreaptă va cădea peste această lume. Cei care L-au respins pe Dumnezeu nu vor mai avea o a doua șansă. În Apocalipsa 19 și 15, vedem cum Iisus va reveni cu toată puterea și slava Sa, cu o sabie ascuțită care iese din gura Lui ca să lovească neamurile. El nu va veni ca Mântuitorul suferind, ci ca Judecătorul Suprem, pregătit să aducă dreptate pe pământ. Nu vom mai putea fugi de această judecată. Nu vom mai putea ascunde păcatele noastre sub vălul ignoranței. Când Iisus va reveni, totul va fi adus la lumină. Toate faptele noastre, gândurile noastre vor fi expuse. Pentru cei care au respins harul Său, nu va mai exista iertare. În Matei 25, 31 până la 46, Iisus descrie cum, la venirea Sa, îi va despărți pe cei drepți de cei răi. Cei care L-au urmat vor fi primiți în împărăția pregătită de la începutul lumii, dar cei care au ales să-L ignore vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu va exista nicio milă pentru cei care au trăit în păcat și au respins continuu chemarea la pocăință. Ultima șansă de a ne întoarce timpul încă nu s-a scurs complet. Chiar și acum, înainte ca norii să se deschidă și să-L vedem pe Iisus venind în slavă, avem o ultimă șansă să ne pocăim. Dumnezeu, în infinita Sa bunătate, încă ne oferă ocazia de a ne întoarce la El. Încă ne așteaptă cu brațele deschise să ne ridicăm din răutatea care ne-a învăluit și să ne curățăm inimile. Dar această șansă nu va dura pentru totdeauna. Iisus ne-a avertizat că venirea Sa va fi ca un fulger, căci după cum fulgerul iese de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Matei 24:27. Va fi rapidă, neașteptată, și atunci va fi prea târziu să ne mai schimbăm viețile. Astăzi este ziua. Astăzi este momentul să ne ridicăm din păcat, să ne curățăm inimile și să ne apropiem de Dumnezeu. Să nu mai ignorăm semnele, să nu mai fim orbi în fața avertismentelor. Răutatea a ajuns la apogeu, dar harul lui Dumnezeu încă poate să ne salveze, dacă suntem dispuși să ne pocăim și să ne întoarcem la El.